Eu cred că noi putem să începem. Bună ziua tuturor, bine ați venit. Suntem într-o componență modestă, dar ținând cont de situația în care ne aflăm, este important să respectăm acest lucru. Stimați oaspeți, dragi tineri și tinere, profesori, bine ați venit la evenimentul de lansare a campaniei de promovare a deprinderilor sănătoase de viață în rândul tinerilor și elevilor din școli profesionale, colegii și centre de excelență din țară. Campania este parte a unui proiect amplu al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în învățământul profesional-tehnic de dezvoltare a abilităților de viață, care vine să-i ajute pe tineri să se integreze în câmpul muncii. Proiectul beneficiază de susținerea financiară a Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și este desfășurat în parteneriat cu Ministerul Educației. Acum vă rog atenție la ecran pentru că dorim să vă prezentăm un video cu mai multe detalii despre proiect. Fetele și băieții din școlile profesionale, colegii și centre de excelență învață să devină cei mai buni profesioniști. Pentru a-i susține în dezvoltarea lor, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare, ajută tinerii să obțină abilități importante de viață, cum ar fi gândire critică, comunicare eficientă, organizare și lucru în echipă, luare deciziilor, alegeri sănătoase. Astfel, parte a acestui proiect ambițios sunt 12 școli, colegii și centre de excelență, peste 6.000 de elevi, 250 de angajați, în jur de 300 de părinți și 9 companii din municipiul Chișinău și alte 7 raioane. Timp de 3 ani vom face schimbări. Vom dezvolta materiale interactive și atractive pentru elevi. Vom transforma clasele în spații prietenoase tinerilor. Vom instrui cadrele didactice și le vom organiza vizite de studiu în alte țări. Vom informa și instrui părinții, personalul instituțiilor de învățământ, al căminelor, al companiilor de afaceri implicate în proiect. Vom crea prima rețea de educatori de la egal la egal în învățământul profesional tehnic. Vom lucra împreună cu Terre des Hommes, Consiliul Elevilor din Învățământul Profesional Tehnic, Centrele de Tineret, Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor și alți parteneri. Deoarece doar așa putem face ca schimbarea începută aici să fie replicată în toată țara. Astfel, vom ajuta mii de fete și băieți din învățământul profesional tehnic să devină tineri informați, profesioniști buni și adulți realizați, pentru a ști cum să evite riscurile, a absolvi cu succes studiile și a se angaja mai ușor în câmpul muncii. Educație pentru viață. Dreptul meu, alegerea mea. Cred că acum este mai clar despre ce este proiectul, este un video informativ, dar despre toate aceste detalii pe care le-ați auzit vom discuta astăzi mai amplu, inclusiv prin intermediul invitațiilor speciali care vor oferi mai multe informații. Deci, noi, după cum vedeți, ne aflăm astăzi din incinta colegiului Vasile Lupu din Orhei. Mulțumim foarte mult pentru găzduire și receptivitate. Aceasta este una dintre instituțiile beneficiare ale proiectului, iar alături de noi se află elevi și profesori din alte 11 instituții de învățământ profesional tehnic, care sunt la fel parte a acestui proiect extrem de important și eu mă bucur nespus de mult pentru că se vorbește despre asemenea subiecte. Așa că, stimați oaspeți, vă salutăm aici și vreau să vă spun cine sunt alături de noi, cei de la Școala Profesională numărul 2 din Chișinău, Colegiul Alexei Mateievici din Chișinău, Centrul de Excelență în Industria Ușoară din Chișinău, Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii, Informaționale din Chișinău, Colegiul Iulia Hajdeu de la Cahul, Școala Profesională Nisporeni, Școala Profesională Cupcini, Colegiul Politehnic Bălți, Colegiul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor și Colegiul Agroindustrial din Râșcani. Eu am impresia că geografic suntem și la nord și la sud și în zona centrală, evident. Iar acest lucru la fel este îmbucurător. Acum vreau să o invit aici în fața dumneavoastră pe gazda evenimentului de astăzi, doamna Valentina Sandu, directoarea Colegiului Vasile Lupu din Orhei. Și o să vă rog, doamna Sandu, să ne spuneți cum acest proiect a influențat instituția dumneavoastră. Vă rog să urcați. Mult stimat public,
Stimați implementatori ai programului, al proiectului, deci vă salut pe toți, mulți stimați colegi, participanți la proiect, vă salut pe toți și ne simțim destul de mulțumiți pentru faptul că am fost selectați printre cele 12 instituții de învățământ profesional tehnic să beneficiem de rezultatele acestui proiect destul de frumos. Suntem onorați astăzi ca să fim gazda lansării companiei de promovare a deprinderilor sănătoase de viață printre rândurile elevilor din învățământul profesional tehnic și suntem acei beneficiari care am avut foarte mult de câștigat în urma lucrării proiectului în cauză. În primul rând, ne-am ales cu o clasă prietenoasă copiilor în care desfășurăm lecții pentru dezvoltarea elevilor pentru pregătirea către viață. În al doilea rând, când este ocazia în această sală prietenoasă, desfășurăm lecții pentru decizii pentru un mod sănătos de viață și de biologie. Totodată, echipa de la Egalia la Egal, care s-a încadrat cu succes în rețeaua educatorilor de la Egal la Egal, desfășoară diferite activități de informare și dezvoltare în ceea ce privește obținerea unor abilități sănătoase de viață, preîntâmpinarea riscurilor și pregătirea pentru un mod de viață sănătos, pentru o angajare eficientă în câmpul muncii. Ori asta și este menirea atât a proiectului, cât și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, de a crește specialiști de calitate, de a forma oameni și de a-i ajuta ca să capete acele abilități destul de importante pentru a se descurca în viața atât de dificilă și atât de complicată și, dacă mai vorbim de pandemia care a venit peste noi, destul de neașteptată și cu toții împreună, beneficient și de informații și de multă literatură și chiar de diferite suporturi, atât teoretice cât și practice, din cadrul proiectului, am căpătat și acele abilități de a face față și a opune rezistență pandemiei. În așa mod, noi am reușit ca anul împrejur să desfășurăm activitatea educațională în mod fizic. Dorim succese frumoase proiectului în continuare, promitem că ne vom iniția cu trup și suflet în realizarea și promovarea tuturor activităților de care am beneficiat și doresc tuturor succese și să dea Domnul ca proiectul să se finalizeze cu rezultate destul de frumoase pentru tinerii care cel mai mult au a câștiga în urma deci lucrărilor acestor ședințe. Mulțumim mult, într-un ceas bun și rezultate frumoase proiectului. Cu siguranță așa va fi. Vă mulțumim, doamna Sandul, pentru acest discurs și în special pentru că ați acceptat să ne găzduiți astăzi. Ca să fie mai comod pentru cei care ulterior vor ieși, dau microfonul un pic mai departe. Alături de noi sunt invitați speciali astăzi, dar până să ajungem acolo, vreau să vă spun un pic despre acest proiect, informații extrem de importante. Dacă revenim la această campanie, să știți că este destinată celor 44.500 de elevi din învățământul profesional tehnic din Republica Moldova, iar pe parcursul a 6 luni vor fi atinse subiecte sensibile și importante pentru adolescenți. Deci, cum ar fi? Comportamente de risc care pot să compromită parcursul sigur și sănătos al tinerilor spre maturitate, dar și șansele de succes în viață. Și pe parcurs veți vedea cum vor fi abordate aceste aspecte, iar ce este mai ușor de perceput sau cum reușim să percepem mai ușor un mesaj decât printr-o melodie. Alături de noi astăzi este rapperul Capușon sau Marin Crețu, care a scris o melodie cu toate mesajele extrem de importante care trebuie să ajungă la urechile tinerilor. Eu am ascultat melodia și este extraordinară. Acum aveți și voi ocazia, îl invit în fața dumneavoastră pe Marin Capușon.
El a decis prin acest cântec să povestească tinerilor despre cele mai răspândite situații de risc și soluțiile de prevenire. Capușon, ai legătura. Mersi, mersi, Dorin. Bună dimineața sau bună ziua. Bine, eu vă mulțumesc organizatorilor, mulțumesc că am avut și eu oportunitatea să fac parte cât puțin din această campanie. Și eu sunt cu echipa mea autorul și interpretul acestei piese, da? Și atât timp cât este o piesă nouă și e foarte important mesajul, de ce nu am să o cânt 100% live, fiindcă când o cânti live și când piesa e nouă, mai uiți un cuvânt, mai uiți 13, de ce o să pun și eu voce deasupra, dar avem și vocea înregistrată, așa ca să păstrăm mesajul. Și eu sunt deprins când mai mult în cluburi de noapte, mie sunt mai grele astfel de ceremonii, evenimente unde lumea stă așezată și ascultă, dar eu o să fiu cu mincel astăzi și o să încerc să o recit deasupra pe vocea mea. Sper să vă placă. Vă rog mult. Tu-ți închipui? Ce să fac cu ea acum? Abia achipui? Devin adolescent peste noapte. 15 ani, 1997. La engleză văd catalog. Să compun eu, poate vara în odor. Imobile, acum cunosc trucul. Poate fac cumva și creez eu Facebook-ul. Nu, mai bine în jurul meu adun amici. Am greșit, n-a fost cine să ne explice. Nu mă credeți bine, eu vreau să vin în ajutor. Sunt influență, nu vieții mele. Decid să-mi întors sau Influencerul vieții mele, responsabilă, ocrotită de rele. Ce mi s-a întâmplat tot, mi-am asumat. Sunt informat, protejat de cheat smart. Să începem cu Andrei, știu că vrei în lumea mare. Ca să reușești, nu neapărat să pleci peste hotare. Deficit în țară de sudor, mecanici, bucătari. Poți deveni unul din specialiștii mari. Tu, Ion, ai mâini de aur, te pricep la toate. Dar n-aștepta să scadă din post, trebuie să dai din coate. Impune, te comunică, propune și vei primi una din ofertele cele mai bune. Lasă bă mare, ne ține mai ghini o bere. Apropo de bere, țigări și alte mizerii, las-le tu mai bine. Ficatul nu te iartă nenii, nici memoria o știu pe propria pele. Vreau și eu să știu, văd că le știu pe toate. Știu ce anume, Ana, nu, astfel nu se poate. Andrei e agresiv cu tine, ține minte, fata. Violența nu se iartă, nici cum și niciodată. Sunt influencerul vieții mele. Decid sănătos, ocrotită de rele. Ce mi s-a întâmplat, tot mi-am asumat. Sunt informat, protejat de cheat smart. Sunt influencerul vieții mele. Responsabilă, ocrotită de rele. Ce mi s-a întâmplat, tot mi-am asumat. Sunt informat, protejat de cheat smart. Hei, salut, vreau și eu să te întreb. Poate ești din viitor, bine, n-am să nec. El este iubitul meu, cam de o lună. Spune ce ne așteaptă, zică viață bună. Ești și tu aici, Maria, hai mai într-o parte. Am de vorbit cu tine, ceva aparte. Că vă iubiți, e bine, frumos, adolescență. Zi-mi acum ce știi tu despre contracepție. În viitor apropiat vei rămâne însărcinată. Iubitul tău, Georgel, va dispărea îndată. E nevoie de protecție, înțelegi ce zic? Sau întreabă specialiștii la Youth Clinic. Acum unde e Georgel? Sunt aici, noroc. Știu ce se va întâmpla și nu sunt vreun proroc, nu. Vei face parte din procentul infectat cu HIV. Schimbă-ți viitorul, ține un prezervativ. Și tu, Georgel, Maria, să nu vă panicați. Când veți face sex, fără să vă protejați. Fără contracepție, nu-i bine, dar fie. 72 de ore veți, întrebați la farmacie. Acum vă salut, trebuie să plec în viitor. Timpul e limitat, nu-i mașină cu motor, nu? Veți înțelege, asta a fost discuție prețioasă. Ne vedem într-o societate sănătoasă. Sunt influencerul vieții mele. Decid sănătos, ocrotită de rele. Ce mi s-a întâmplat, tot mi-am asumat. Sunt informat, protejat de cheat smart. Sunt influencerul vieții mele. Responsabilă, ocrotită de rele. Ce mi s-a întâmplat, tot mi-am asumat. Sunt informat, protejat de cheat smart. Unu, doi, mersi. Bravo, da, foarte frumos.
Acum am înțeles, mai ori când playback, tot ori când live, că așa în jumătate e saiurea, dar ok, mersi, mulțumesc. Mulțumim, Marin, rămâi aici, nu fugi, pentru că vreau să ne spui un pic cum ai lucrat la melodia asta, pentru că sunt mesaje destul de curajoase în Republica Moldova, trebuie să recunoaștem. Sunt anumite subiecte tabu și atunci când vorbești despre sex, contracepție, prezervative, cumva există o reticență. Tu ai ținut cont de mentalitatea și specificul cetățenilor noștri atunci când scriai? Și de ce te-ai condus în primul rând? Nu știu pe cât am ținut cont. M-am orientat să fac un mesaj care să ajungă și să fie înțeles pe înțelesul tuturor. Chiar dacă, nu știu, m-am gândit să nu fie nici prea și nici nu destul. Aceea să-i găsesc o medie. Dar m-am pus eu în locul unui tânăr, poate, și mi-am închipuit ce ar fi ok să mi se spună mie, când eram eu adolescent. Cumva că fiecare piesă trebuie să o închipui cum ar fi și așa. Din ceea ce mi-am gândit eu că ar fi ok să fie pentru un tânăr, da. Iată, din experiența ta, tu ai mai avut campanii, inclusiv cu Centrul Național Anticorupție. Cât de bine sunt percepute mesajele astea sociale în piese? Și dacă ai avut feedback de la tineri? Bine, oricum, mesajele și piesele care sunt distractive întotdeauna sunt mai bine primite, fiindcă este distracție, dar atunci când îmi pui un mesaj într-o piesă și așa încerci să-l faci cumva, poate tot cu o doză de distracție, că și piesa are o ritmică așa mai, să spunem, puțin dansantă, sunt primite bine. Din experiența mea am mai fost și, da, corect spui, în alte campanii, am fost și prin școli. Și de obicei sunt primite destul de bine, tinerii le înțeleg, mai și dau întrebări, uneori mai revin și după campania propriu-zisă, îmi scriu pe rețele, mă întreabă, uite, despre piesă, despre videoclip, despre ce s-a întâmplat, cum. De obicei, da, cred că are un impact destul de bunișor. Cei care au privit interviul nostru fără protocol știu despre adolescența ta, dar spune celor care nu au privit, cum a fost adolescența ta și cum erau abordate subiectele astea? Și dacă vezi vreo diferență acum, la ceva ani distanță, deci s-a schimbat ceva? Un pic altfel se vorbește despre aceste teme sensibile? La sigur s-a schimbat. Adolescența mea a nimerit în anii 90 și eram mai aproape de ieșit din Uniunea Sovietică și de toate principiile și toate dogmele. Da, se vorbea mult mai pe ascunse și mult mai în șoaptă atunci despre altfel de teme. Deși sunt niște teme destul cât se poate de normale și nu știu de ce se vorbea așa pe la colțuri, acum e mai bine, tinerii sunt mai deschiși și probabil și o societate este mai sănătoasă, cred eu, nu știu. Dar da, la noi a fost puțin mai complicat cu asta. Și datorită unor asemenea campanii, acum se vorbește mai mult despre aceste subiecte. Marin, mulțumesc tare mult, piesa este mulțumesc extraordinară, eu cred că și cei de aici sunt de acord. Și mulțumesc. Înțeleg că urmează să o publici pe rețelele de socializare. Astăzi este lansarea oficială. Sigur că da, da. Așteptăm să vedem reacția acolo. Mulțumesc și eu. Capușon sau Marin Crețu, autorul acestei melodii, împreună cu echipa sa, Mare Show. Eu zic să mergem mai departe, mai am câteva informații aparent tehnice, dar importante și după aia o să iasă în fața noastră și cei care au făcut posibil această campanie și cei care vorbesc de foarte mult timp despre aceste subiecte. Deci, în septembrie anul trecut începea chestionarea elevilor despre cunoștințele, atitudinile și practicile lor în ceea ce privește sănătatea și pregătirea pentru viață, dar și cum aceasta poate influența angajarea lor în câmpul muncii. Datele studiului au arătat lipsuri consistente în cunoștințele elevilor și practice legate... Deci, puține cunoștințe ce țin de sănătatea sexuală reproductivă, violență în bază de gen, dar și pregătirea pentru integrarea la locuri de muncă. Eu sunt influencerul Veții Miele, cum a zis și Marin Capușon, prin deciziile, alegerile pe care le fac, iar îndemnul nostru și îndemnul acestei campanii, prin mesajul principal, este să facem alegeri sănătoase pentru bunăstare și succes pe viitor într-o carieră pe care cred eu, mulți dintre noi ne dorim. Așadar, campania face apel către elevii din sate și orașe, elevi cu diferite posibilități financiare, fete și băieți cu dizabilități, dar și diferite comunități etnice. În primul rând, să alegeți și să vă informați corect despre cum puteți să creșteți sănătoși și cum să aveți relații armonioase cu cei din jur. Dacă ați început viața sexuală, să alegeți să vă protejați,
folosind metode sigure de contracepție, cum este prezervativul, care vă protejează atât de infecții cu transmitere sexuală, cât și de o sarcină neplanificată. Este important să menționăm despre serviciile centrelor de sănătate prietenoase tinerilor. Aici, dacă aveți până la 24 de ani, puteți beneficia de servicii de calitate, de confidențialitate, contraceptive gratuite, consultanța ginecologului, dar și suport psihologic. Aceste centre funcționează, sunt practic în fiecare centru raional, așa că dorință să fie, soluții sunt. Încă un lucru extrem de important este să alegeți să deveniți un angajat competent, pentru că e bine că ne facem studiile, dar e bine să fim și responsabili. Trebuie să învățați cum să comunicați eficient, cum să gândiți critic, cum să vă adaptați la diferite situații. Rețeaua centrelor de tineret conlucrează cu instituțiile de învățământ profesional tehnic și organizează pentru tineri diverse activități unde pot deprinde abilități de a comunica și care îi ajută în dezvoltarea lor profesională pe viitor. Și să știți că pe lângă piesa lui Marin Crețu și pe lângă campaniile de informare de pe rețelele de socializare, în cadrul campaniei vor fi desfășurate diverse activități cu tineri din cele 12 școli implicate în proiect. Scopul e de a informa tinerii și de a-i încuraja să vorbească despre aceste subiecte și să adopte comportamente sănătoase. Apropo, să știți că informațiile despre dezvoltare în adolescență veți avea ocazia să aflați și la un curs care este predat în cadrul instituțiilor de învățământ, Decizii pentru un mod sănătos de viață. Cei de la colegii și centrele de excelență au în curriculum acest curs, iar cei care nu știu despre el trebuie să mergeți la administrație, să solicitați printr-o cerere să fiți înscriși acolo. Pentru ca să aflați mai multe detalii despre această campanie și despre aceste subiecte sensibile, ziceam eu, tabu, care sunt discutate mai rar în societatea noastră, urmăriți pagina UNFPA Moldova pe rețelele de socializare. Așa, zic să mergem mai departe, ziceam că avem invitați speciali care au făcut posibilă această campanie și care fac posibile discuții la aceste subiecte de-a lungul anilor. Proiectul despre care discutăm astăzi este realizat de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, iar din partea UNFPA o invit pe doamna Nighina Abazada, reprezentantă rezidentă în Republica Moldova. Așa. To be here after such a great performance, right? So I'm absolutely delighted to be here with you, and my very warm welcome. Maybe I should take off the mask since I'm here alone. So my very warm welcome to everyone who is connected online as well. So we have so many people now, so many young people connected to this event. So indeed, I think that this campaign took very innovative feature already, because we have so prominent social figures and musicians and singers already with us. Bună ziua tuturor din partea doamnei Abazada și dumneavoastră zice că este foarte greu să fii pe scenă după o performanță atât de interesantă a muzicianului și respectiv este bucuroasă că în așa fel de activități se implică și persoane social active și persoane cunoscute, cum a fost și reprezentantul care ne-a interpretat piesa anterior. So my very warm welcome to the director of Vasile Lupu school, vet school, Miss Valentina Sandu, to colleagues from the Ministry of Education, Carolina Gitu, to Mr. Zimmer from the Austrian Development Cooperation, and dear teacher, dear business people, dear young people, everybody who is with us today. Vreau să vă salut călduros absolut pe toți cei prezenți în sală și să mulțumesc în primul rând doamnei Sandu, doamnei directoare a acestui colegiu, Vasile Lupu, și de asemenea să mulțumesc pentru prezența reprezentanților Ministerului Educației, Cercetării și Culturii și domnului Zimmer de la Agenția de Dezvoltare Austriacă și tuturor elevilor și profesorilor, cadrelor didactice, tuturor celor implicați în această campanie socială. Vă mulțumim mult că sunteți aici cu noi și tuturor celor care se află online cu noi.
So United Nations Population Fund is present in Moldova for over than 25 years. And everything we do in the country and overall in the world, in everything that we do, choice is in the essence of our program. It's in the essence of our operation. Și vreau să zic că UNFPA-ul se află în Republica Moldova cu diverse activități pe o perioadă de peste 25 de ani și încercăm să fim socialmente activi și să ne implicăm în tot ce înseamnă dezvoltare, tot ce înseamnă valoare adăugată aici în Republica Moldova prin proiectele noastre. So in this campaign the same choice is the main principle of so giving this choice of right decision to young people. Providing the information for them and making them influencers and decision makers in their own life. Și respectiv, alegerea este un lucru pe care l-am susținut întotdeauna, libera alegere, posibilitatea oamenilor de a alege. În cadrul proiectului dat ne axăm asupra aceluiași subiect, și anume posibilitatea tinerilor de a face alegerea, de a fi influencerii propriilor vieți. Și în acest context, deci, susținem și promovăm același mesaj. So the main message is that if young people make informed and healthy choices in their everyday life, they will become more resilient to the professional life and they will be able to realize their potential. Și respectiv mesajul nostru este de a încuraja tinerii să își deci să facă această alegere pentru viitorul lor, alegeri sănătoase, alegeri conștiente, alegeri informate, care i-ar ajuta pe viitor să devină mai rezilienți și să-și manifeste întregul potențial în carieră și în viața lor de zi cu zi. In the program today you will see the human story of a young girl who suffered from the adolescent pregnancy, and we will see what was the impact on her life. În prezentarea pe care o să o vedeți astăzi, va fi și o parte în care vom avea un interviu, vom auzi un interviu cu o tânără adolescentă care a avut de suferit din cauza sarcinii pe care a avut-o la vârsta de 16 ani și veți auzi și despre impactul pe care acest lucru l-a avut asupra vieții ei. In 2020, UNFPA and ADA jointly conducted the survey and the study, and we looked at the attitude and perceptions and practices among young people. În anul 2020, deci organizația pe care o reprezint UNFPA împreună cu colegii noștri de la Agenția de Dezvoltare de Cooperare Austriacă, am făcut un interviu, deci am intervievat tineri pentru a afla răspuns la unele întrebări. So what we see from that study that already at the age of 16, 17, young people already displaying very often signs of illness or, you know, unhealthy way of living and experiencing risky behavior. So this is very widespread, especially among the vet students. Și respectiv, după acel chestionar, după acele interviuri care au fost desfășurate de către noi, am aflat niște rezultate, deci am aflat despre tineri, despre faptul că începând chiar de la vârsta de 16-17 ani, deci tinerii de vârstă celor care vin la colegii, se întâlnesc comportamente nesănătoase, comportamente riscante pentru sănătatea lor. They also have very limited knowledge in terms of sexual transmitted diseases, HIV/AIDS, in terms of the how to prevent child early pregnancy and how to manage, how to cope stress and develop well and maintain the well-being. Și respectiv, tot prin acel chestionar am aflat că tinerii au foarte puține cunoștințe despre riscurile legate de bolile sexual transmisibile, despre metodele de protecție împotriva unei sarcini neplanificate și despre cum să facă față unor situații stresante și cum să-i ajute să depășească anumite probleme pe care le întrunesc la acea vârstă. And this is directly linked to the critical thinking, to the resilience, to the labor market, to the communication, adaptation skills. And these are the skills which we call now soft skills are very important when entering into the labor market. Și respectiv am făcut concluzia că acele abilități pe care ar trebui să le aibă tinerii le lipsesc, abilitățile de a gândi critic, de a fi rezilient, acele abilități care ulterior sunt foarte importante pentru a intra în viața de adult și respectiv pentru a accesa piața muncii. So
What we do also as part of this project that we're using the approach that peer educators or young person to young person approaches is applied. And we saw here today the singer who has very big power on young people also in the country. So this is the kind of innovative approach that we're applying in this program. Și respectiv ne-am gândit în cadrul acestui program să aplicăm o abordare mai inovativă și anume educația de la egal la egal. Ceea ce ați văzut de fapt astăzi că s-a întâmplat pe scenă, acest cântec care a fost transmis de la cineva care este tot reprezentant a generației tinere, este un bun exemplu. That's why I want to thank all our partners, specifically TEDxZone, which is supporting us in maintaining this peer-to-peer education network and helping beyond that also. Și în acest sens vreau acum să profit de această ocazie pentru a mulțumi tuturor partenerilor și celor care sunt implicați în această educație, în acest proces de la egal la egal în cadrul proiectului nostru. And another element that I want to highlight that we want to connect traditional education with, let's say, non-traditional, extra-traditional education, extracurriculum education. And that's why we are connecting youth centers and youth-friendly health clinic with the vet institutions. Și de asemenea, în cadrul acestui proiect, ne-am mai dorit să facem un lucru, să facem această punte, să creăm o punte de legătură între educația formală și educația non-formală, extracurriculară. Iată de ce am făcut aceste conexiuni în cadrul proiectului dat dintre colegii, dintre cei care sunt implicați în învățământul profesional și între centrele de tineret și centrele prietenoase tinerilor, centrele de sănătate prietenoase tinerilor. So when the student in a vet school, they have an issue or they feel a gap in developing the specific skills or knowledge, they can approach youth centers for developing those knowledge and gaps, and they can approach for assistance to the youth clinics as well, or the professional consultation, medical consultation. Și respectiv ne-am gândit că ar fi o bună oportunitate pentru tinerii din colegii din țară să aibă posibilitatea atunci când simt că au o lipsă de cunoștință sau au nevoie de mai multe cunoștințe într-un anumit domeniu care ține de sănătatea lor și nu doar, să se poată adresa la acele centre prietenoase tinerilor sau centre de sănătate prietenoase tinerilor. So this year within the project we signed 10 agreements between vet institution and youth clinics and youth centers. Și în acest context am reușit să creăm 10 contracte de colaborare între instituțiile educaționale și aceste centre prietenoase tinerilor și centre de sănătate. I also want to thank the business environment, business companies which are part of this project, because it's absolutely critical that we ensure smooth transition for young people from vet institution to the business or working environment. Și respectiv vreau să mulțumesc foarte mult și partenerilor noștri care sunt companiile private care au acceptat să fie parte a acestui proiect pentru că ei sunt cei care ajută tinerii să facă această trecere cât mai lină din mediul educațional în mediul profesional. So I think overall all the players that I mentioned Austrian Development Corporation, UNFPA, all vet schools, business companies, youth centers, youth clinics, all our implementing partners, civil society organizations, we are working as one family to support young people in Moldova. And I wish them the all success. Și respectiv, cred că aici este important de menționat această colaborare frumoasă cu toți actorii relevanți implicați, și anume UNFPA-ul, Agenția Austriacă de Cooperare, de asemenea toate instituțiile educaționale din domeniul, deci educația profesională, centrele prietenoase tinerilor, reprezentanții societății civile, reprezentanții mediului de afaceri, toți care au pus mână la mână pentru a crea această echipă, această familie, ca împreună să reușim să implementăm acest proiect. Mulțumim tuturor! Thank you very much. Mulțumim foarte mult, stimată doamna Abazada, pentru acest discurs. Este extrem de important că vă implicați și în continuare în Republica Moldova sunt abordate asemenea subiecte. Eu zic să mergem mai departe, avem și alți invitați care au jucat un rol extrem de important pentru acest proiect, dar și pentru alte proiecte de acest gen.
Proiectul despre care discutăm astăzi este realizat inclusiv datorită suportului financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului Cooperării Austriece pentru Dezvoltare. Iar cuvântul se oferă domnului Günther Zimmer, șeful biroului de coordonare a cooperării tehnice Agenției Austriece de Dezvoltare. Vă rugăm, stimați. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to greet you all who are present here physically, but also, of course, those who participate online. Bună ziua tuturor! Vreau să vă salut pe toți cei care sunt prezenți în această sală, dar și pe toți cei care s-au alăturat nouă prin mediul online. Special greetings, of course, to Carolina Gutu from the Ministry of Education. În special, o salutăm pe Carolina Gutu de la Minister. To our dear colleagues from UNFPA, especially to Negina. Doamna Negina de la UNFPA. Thank you also to the director of this school, to Valentina Sandul. Mulțumim foarte mult pentru doamna Valentina Sandu, directorul acestei instituții. All who are present from 11 or 12 vet schools and centers of excellence. Și de asemenea mulțumim pentru prezența tuturor celor care au venit de la cele 11 centre de excelență sau instituții educaționale profesionale. All those who make this project possible in a very positive and with huge impact, Terre de Homme and other partners of businesses. Și de asemenea mulțumim partenerilor care au făcut ca acest proiect să fie unul de impact și să fie în general posibil de realizat. Aici vrem să menționăm pe Terre de Homme. Last but not least, of course, all the young people who are here present and online also. Și respectiv mulțumim tinerilor care au decis să fie parte a acestui eveniment, celor care se află aici fizic și celor din mediul online. I am really very happy that we from ADA can be present here today on this milestone event. Și suntem foarte bucuroși că noi, reprezentanții Agenției pentru Cooperare Austriece, suntem aici cu voi prezenți la lansarea acestui eveniment important. And I want to already on the beginning thank to our colleagues from UNFPA and the ministry Terre de Homme for this wonderful partnership. Și vreau din start să spun un mare mulțumesc pentru acest parteneriat frumos dintre noi, UNFPA și Ministerul din Republica Moldova. Especially when it's about activities benefiting youth, we personally feel very contributing to something indeed meaningful, worthwhile and long-standing. Și atunci când este vorba de tineret, noi ne simțim responsabili să ne implicăm în proiecte care au un impact pe termen lung, proiecte care sunt sustenabile. As representative of a donor organization, I don't want to talk too much about us, but you should know that we are 17 years here active in Moldova and one of the, I think, good guys in the vet sector. Și respectiv, eu în calitate de donator nu aș vrea să monopolizez prea mult discuția, dar este important să vă spun că suntem aici în Republica Moldova deja de 17 ani și cred că în mediul instituțiilor profesionale suntem cunoscuți ca niște băieți buni, care facem treabă bună. As an adult already, I remember how in adolescence every support and guidance in taking the right path in life mattered very much. And I'm very grateful to those who helped me at that time. Și în calitate de persoană adultă, vreau să vă spun că acum, la această vârstă, cu siguranță, privind înapoi la perioada mea de adolescență, aș vrea acum să menționez despre cât de important este la acea perioadă să ai pe cineva care să te ghideze și să îți arate direcția corectă în viață. Și vreau la această etapă a vieții să le mulțumesc oamenilor care au fost alături de mine atunci. When I heard the song of this young famous singer, I was remembering the time when I have been young, long time ago, and I know how much influence music, good music with good texts, had on the youth of us, the way we were thinking, and they were also not only heroes in one way, but also they had a huge influence on our development also in education.
Și atunci când am văzut tânărul din care a fost pe această scenă și a interpretat acel cântec, mi-am amintit și eu de cât de important era pentru noi să ascultăm acele piese, să repetăm acele cuvinte și cât de mare era impactul asupra noastră, cât de mult eram noi ca tineri influențați de mesajele care ne erau transmise. Și cu adevărat asta are un impact mare asupra tinerilor. So it's really highly appreciated that our partners take this innovative new way to also include those people who really influencer, I think it's called, yeah, today, who really have positive influence on our youth. Și respectiv mă bucur foarte mult că partenerii noștri au decis să includă și așa personalități care sunt cunoscute aici în țară, care să aibă un impact prin mesajul transmis tinerilor. Deci este cu adevărat vorba de niște influenceri. I don't know if you know the band, former band called Supertramp, a very famous band in US, and they had a so-called The Logical Song. Dumnealui povestește despre o formație muzicală din Statele Unite care aveau un cântec anumit despre care probabil o să ne spună ceva interesant. Don't worry if you don't know it, it's 40 years ago. Este vorba de o formație care era cu mulți ani înainte, deci nu e o problemă dacă nu cunoaștem denumirea. But the topic is more or less the same than it has been a long time ago. The song is about young people who are, yeah, becoming older, growing up, and having in mind that everything, the world is healed and fine and everything is wonderful and miracle and magic. Și respectiv, dumnealui zice că acea formație avea un cântec în care vorbea despre cum percepe lumea un adult și cum percepe lumea un tânăr. Pentru că el zice că tinerilor lumea le pare frumoasă, fără probleme, totul este, deci soarele luminează și totul este pozitiv. Then they realized that the body is growing quicker than the brain, the thoughts, they're realizing the reality. După care ei la un moment dat își dau seama că de fapt corpul începe să se maturizeze, să îmbătrânească, pe când mintea cumva tot rămâne deseori în tinerețe, în copilărie. So when they had exactly the moment when they entered work life, after finishing school, they realized that life is a little bit different and not so easy all the time. Și respectiv vine perioada vieții când tinerii ies din sistemul educațional și trebuie să acceseze piața muncii și atunci apare acea conștientizare despre faptul că de fapt viața de adult înseamnă un pic altceva, nu este totul pe atât de frumos și luminos cum li se părea lor anterior. So the perspective and the horizon of thinking of experiencing the world was completely different to that easygoing, easy living as it was before. Și respectiv, deci în aceeași piesă se menționează faptul că se schimbă total orizonturile și se schimbă percepția asupra vieții și viața nu mai pare așa doar ca un zbor de fluture. The good story is that in this changing of becoming from the healing world to the real work life is that those young people had the opportunity to ask, to have someone to share their worries, their thoughts, also their dreams. So they were not alone with this changing. Și respectiv, aici este momentul crucial în care tinerii care trec prin acea schimbare să aibă, este important ca ei să aibă alături pe cineva care să poată să-i ghideze, să poată să le asculte visele, dorințele, îngrijorările, pentru ca ei să se simtă ascultați, să simtă că nu sunt singuri în această cale. So they had the chance really to get advice from people who know how to do it better, and I can really I can confirm if I would have the right people to ask, if I would have the right teacher or employer, I wouldn't make so much mistakes as I did in the past. Și acum, dacă e să-mi aduc aminte și de tinereța mea, vreau să vă confirm din propria experiență că mi-ar fi plăcut la acea etapă a vieții mele, când am trecut de la mediul instituțional, de la instituțiile de învățământ la mediul în care trebuia să lucrez, dacă aveam acele persoane alături, acei mentori, acei ghizi, acei angajatori cu care puteam să vorbesc și care puteau să mă ghideze, probabil nu făceam atât de multe greșeli.
It is of course important that every young person is developing in their own special way, responsible, but also to have the chance to address somebody if there is a need or if there is the wish for the wish of thinking to ask someone who maybe has a bit more experience or a different side of living. Și bineînțeles că fiecare tânăr, fiecare ca și fiecare persoană are calea sa, are drumul său, are provocările sale, dar este important ca atunci când ei se confruntă cu niște situații să aibă pe cine întreba, să aibă pe cineva alături care să-i poată ghida, să le poată oferi niște sugestii, niște sfaturi. So this communication campaign comes as a response from the young people. It's a response where we learned what are the real needs. Și respectiv această campanie este axată exact pe acele necesități care au fost menționate de tineri în cadrul acelor chestionare pe care le-am desfășurat în etapa anterioară. And of course this project should support you. Everybody has of course the right of choosing to be free in decision making, but this project should help to be present if some is searching for answers, for education, or a special knowledge, which helps later. Și bineînțeles că fiecare este în drept să-și acumuleze propria experiență de viață, dar acest proiect vine ca un ajutor, ca o ghidare, ca să ajute pentru a veni cu niște răspunsuri la niște potențiale întrebări în calea fiecărui tânăr. I'm very confident that this campaign launched today will enhance the overall impact of our joint project and will also help you, the young people, in the entrance to the labor market. Și respectiv sunt sigur, absolut sigur, că această campanie de comunicare în cadrul acestui proiect va avea un impact asupra tinerilor, asupra voastre și vă va ajuta să faceți anumite decizii mai corecte, poate, atunci când o să doriți să intrați pe piața muncii. In my former profession, I was working for a very huge insurance company. We were more than 30,000 people in Europe, and I had the very positive task to hire hundreds of young people, but also to fire them. So what I really can tell you is that everything what is related in this project to life skills, health-based education really matters. It will help you on your way to labor market, it will help you in the labor market and also to make a career. Și respectiv, din propria experiență, pot să vă spun cu siguranță un lucru. Toate acele mesaje care sunt incluse în această campanie, toate lucrurile care se promovează, o să fie foarte importante pentru cariera dumneavoastră. Și o spun în cunoștință de cauză, pentru că am în spate o experiență de lucru într-o companie de asigurări internațională cu peste 30.000 de angajați, unde am avut fericita responsabilitate de a fi persoana care a angajat tinerii, dar și persoana care îi concedea. So, together with our partners, we must continue with working and informing and strengthening to do everything in investing in the youth, in the well-being of the youth and to increase that you are prepared for the labor market in Moldova. Și respectiv în cadrul acestui proiect, noi împreună cu partenerii noștri, tot ce facem este pentru a vă ajuta pe voi să fiți mai rezilienți, să fiți mai pregătiți, să aveți mai bune abilități pentru a intra cu succes piața muncii. We are very grateful that we are together on that path, together with the Ministry of Education, Ministry of Health, with UNFPA, there the home, the vet schools, centers of excellence, all who are really supporting this project. And please believe me, I personally wish you a lot of success for your future and that you always have the opportunity and the chance to go to someone, to somehow, if you would like to learn more. Thank you. Și respectiv vreau să felicit toți partenerii și să mulțumesc tuturor celor implicați, începând de la Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, UNFPA, agenția noastră, Terdezom, școlile profesionale, toți elevii, toți partenerii, pentru că cu adevărat este un proiect important și credeți-ne, noi toți vă dorim un mare succes și vă dorim să aveți alături acea persoană, acele persoane care să vă ghideze, să vă ajute pentru a lua deciziile informate. Mulțumim!
Așa să fie, mulțumim tare mult, domnule Zimmer, pentru acest discurs și pentru exemplele personale foarte utile cu care ați venit. Noi mergem mai departe în cadrul evenimentului nostru. Partenerului UNFPA în intervențiile din învățământul profesional tehnic este evident Ministerul Educației și Cercetării și o invităm aici în fața dumneavoastră pe doamna Carolina Guitu, consultantă principală în cadrul Ministerului, pentru o adresare. Vă rog. Bună ziua, stimată administrația instituției, a colegiului Vasile Lupu, stimați parteneri UNFPA și Agenția de Cooperare Austriacă și, sigur, persoanelor care deja sunt aici cu noi în mediul online și, în ultimul rând, dragi elevi care sunt prezenți aici. De fapt, rolul de bază a unei instituții de învățământ profesional tehnic este formarea unei persoane competente, unui specialist ce va merge în piața muncii și va munci și își va dezvolta, de fapt, obiceiurile, deprinderile, abilitățile și va promova, deci, nu doar profesia, dar și un mod sănătos de viață. Noi, ca Direcția Învățământ Profesional Tehnic din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, avem ca scop, de fapt, crearea unor politici care vor promova o educație de calitate și sigur că contează foarte mult pentru noi și starea emoțională a elevilor și a cadrelor didactice. De asta o să vă acord acum și o întrebare. Să-mi ziceți voi, ce înseamnă un comportament sănătos? Cine îmi zice? O deprindere sănătoasă, ce ar fi? Așa, dar din elevi? Hai, cineva. Așa, respectarea igienii personale. De fapt, să duci un mod de viață sănătos e destul de dificil, fiindcă un mod de viață sănătos te face să fii mult mai responsabil, să-ți asumi deciziile luate și să te gândești foarte mult atunci când iei unele decizii. Vreau să aduc mulțumiri deosebite partenerilor noștri că doar prin această conlucrare noi am reușit, de fapt, să promovăm această campanie și acest proiect în ansamblu și îmi doresc foarte mult ca fiecare din voi, atunci când are o problemă, să meargă și să se adreseze la persoane competente. Ok, dacă e problema că nu puteți vorbi cu cei dragi în cadrul familiei, atunci găsiți în instituții persoane care vă așteaptă și sunt gata să vă acorde ajutor, suport. Fiindcă, de fapt, ce contează în viață? Să fii fericit. Dar când poți să fii fericit? Aici și acum, aflându-te într-o armonie cu corpul, cu starea emoțională și cu gândurile tale. Mulțumesc foarte mult partenerilor noștri, sperăm să mai avem proiecte și să continuăm, de fapt, proiectul nostru, să promovăm un mod de viață sănătos, o gândire pozitivă și să avem succese câte mai multe. Zi frumoasă! Cu siguranță toți ne dorim acest lucru. Mulțumim foarte mult, doamna Guitu, pentru acest discurs și ne bucurăm că Ministerul Educației se implică în cadrul acestor proiecte și oferă suport. Eu mai am aici niște informații statistice, dar cu siguranță puteți intra pe pagina de Facebook a UNFPA Moldova și veți vedea mai multe informații, ca să nu lungim foarte mult. Eu astăzi nu sunt aici doar în calitate de moderator, dar sunt și un cetățean simplu care de-a lungul timpului am abordat aceste subiecte, inclusiv pe canalul meu de YouTube fac interviuri sau monologuri cu diferite persoane unde discut despre importanța discutării și analizării unor subiecte mai sensibile, considerate tabu, cum ziceam anterior. Recent am făcut un interviu cu o tânără de 14 ani, adică are acum 18 ani, născut la 14 ani. Probabil cineva dintre voi ați văzut acest interviu, are sute de mii de vizualizări. De fapt, e un monolog în care tânăra povestește prin ce a trecut atunci, cât de șocată a fost. Și vreau foarte scurt să vă zic că atunci când se întâmplă o sarcină în adolescență, e
responsabilitatea, de fapt, a tinerii, a tânărului, a părinților, a școlii. Și acea tânără este conștientă de acest lucru. Dacă, evident, ar fi putut întoarce timpul înapoi, ar fi fost mai responsabilă, chiar dacă pe ea au înțeles-o și prietenii, și părinții, și rudele, și n-au judecat-o, nu se întâmplă acest lucru cu toți. Și este important să vă protejați. Și mesajul meu de la finalul monologului era că în cazul în care se întâmplă așa ceva, oferiți-i suport persoanei, dar ca să nu se ajungă la așa ceva, pentru că este absolut anormal ca cineva să nască sau un copil să aducă pe lume un alt copil la vârsta de 13, 14 sau 15, 16 ani. Deci, protejați-vă! Prezervative sunt suficiente, sunt și multe alte metode de contracepție. Acum nu mai râd oamenii când aud cuvântul prezervativ, nu se mai simt, sper eu, incomod să meargă la supermarket sau la farmacie să cumpere prezervative și fiți responsabili. Și dacă nu ați privit acest monolog, eu vă îndemn să o faceți. Astăzi aici au menționat și vorbitorii din față că va fi un video și vreau să vă zic, avem o istorie a unei adolescente care a rămas însărcinată la 16 ani. Și își face acum studiile la una dintre instituțiile beneficiare ale proiectului. Ea a acceptat să vorbească despre ce e prin ce a trecut. Haideți să urmărim acest video, după care revenim cu concluziile evenimentului de astăzi. Mă numesc Ana, am 19 ani, sunt elevă. La 16 ani am devenit mămică, eu fiind elevă în sat. Și am aflat despre sarcină cum câteva luni mai târziu, făcând un control de rutină la spital și medicul m-a anunțat că sunt însărcinată și de ce nu le-am spus că era interzis să fac acel control. Erau vreo 13-14 săptămâni. Mama și-a pierdut cunoștința atunci. Eu am plâns și am ieșit atunci la spital. Am mers acasă, l-am anunțat tata. Tata tot a fost în șoc, a început să plângă. Aveam și ură pe mine, mă simțeam vinovat față de părinți. I-am dezamăgit. Mă simțeam presată din toate părțile. Am anunțat tatăl copilului. Tata l-a chemat în discuții cu el și el a spus că el nu e împotrivă, el este de acord. El lucrând în organele de poliție, el știa care sunt consecințele și el cred că asta a fost motivul pentru care a acceptat. Fiind însărcinată deja peste câteva luni, noi ne-am înscris oficial. 9 luni mai târziu, când copilul deja, fata avea 3 luni de zile, noi ne-am despărțit. De contracepții mi-au spus și părinții acasă. Despre asta au fost câteva lecții și la școală, dar despre boli transmisibile sau care pot fi urmările, citeam din internet, adică ca și orice adolescent. Dar știind asta, adică cumva eu nu eram axat anume pe că pot fi însărcinată, pentru că el îmi spunea că nu poate avea copii și eu fiind minor și tânăr, am crezut. Este foarte important, copiii, adolescenții, să știe despre asta, să se protejeze la timp și să nu facă greșeli. Familia mea, în general, părinții, surorile, frații, au fost cel mai mare sprijin. Ei au fost protecția mea toată perioada. Când eram mică, visul meu era ca să devin croitoreasă. Îmi plăcea foarte mult să confecționez haine. Și deja la un an după ce am născut, am decis că nu trebuie să-l pun visul meu undeva în cutie, dar să-l dezvolt mai departe și să lucrez ca să-l îndeplinesc. Și am aplicat documentele la școala de croitorie. Acum, în paralel cu studiile, am decis să intru în rețeaua de educatori de la egal la egal, unde noi facem lecții cu elevii din instituția noastră și transmitem informația
către elevi despre sănătatea adolescentului, despre metodele de contracepție, despre bolile sexual transmisibile. Sunt norocoasă că am putut să urmez cursul Decizii pentru mod sănătos de viață și este foarte important ca toți semenii mei din toată țara să urmeze și ei, pentru că este informație foarte utilă și binevenit pentru cercul de adolescență. Fiind însărcinată deja peste câteva luni, noi ne-am înscris oficial. 9 luni mai târziu, un copil deja, fata avea 3 luni de zile, noi ne-am despărțit. Este un video care cumva descrie situația în care se pomenesc multe tinere care rămân însărcinate în adolescență. Unele sunt cazuri fericite când familiile le înțeleg, altele, din păcate, sunt cazuri când părinții le alungă de acasă și nu reușesc să-și facă studiile. Aici avem un exemplu, zic, cumva fericit, pentru că această tânără reușește să își continue studiile și să-și urmeze visele. Și ați văzut, are și anumite regrete, ați văzut că de obicei aceste familii și statisticile arată nu rezistă foarte mult, pentru că e o situație nenaturală în care se căsătoresc. Dar în fine, eu vă zic, este extrem de important să ne informăm și sunt atât de multe surse de informare, inclusiv pe internet sau instituțiile de învățământ, dorință să existe și cu siguranță nu vă veți pomeni în asemenea situații, fie că sunteți adolescente sau adolescenți. Așa, zic să mergem mai departe. Una dintre activitățile proiectului vizează 9 companii de afaceri și crearea unui mediu favorabil, prietenos tinerilor, în special în timpul practicii sau deja la angajare. Alături de noi este domnul Vadim Bubulici, manager de formare profesională în cadrul companiei Draxlmaier, una dintre companiile care s-a alăturat acestui proiect. Și vreau să ne spună domnul Bubulici despre cum ați reușit și de ce ați decis să vă implicați în cadrul proiectului? Da. Bună ziua, stimați prieteni! Eu mă consider și eu tânăr, deși am o experiență de peste 10 ani în resurse umane într-o companie internațională. Deci pentru noi, ca agenții economici, profesia este importantă. Deci meseriașii care sunt absolvenți a instituțiilor de învățământ profesional tehnic sunt foarte importanți. Însă contează și abilitățile personale, abilitățile sociale, interpersonale, chiar și interculturale acestor absolvenți. Respectiv, pentru noi, această companie de informare are un scop destul de important și aș vrea să aduc un exemplu real care are loc în cadrul interviurilor de selecție a specialiștilor, în care vin doi candidați cu același nivel de formare, cu aceeași calificare, dar total, diametral opus sunt în ceea ce privește abilitățile sociale. Și evident că concursul în acest caz este câștigat de cel care este mai sociabil, care comunică mai eficient, care este mai pozitiv, care are un scop în viață, așa cum a manifestat-o și tânăra din video, videoul acesta emoționant. Este important că are un scop și face tot posibilul ca să-l atingă. Deci compania noastră este, de fapt, o companie foarte mare, deci noi suntem unul din cei mai mari angajatori din Republica Moldova, cu peste 4.000 de angajați în Republica Moldova, deja mai mult de 10 ani. Și din punctul meu de vedere, un agent economic puternic trebuie să se gândească nu doar la profit, dar și la atmosfera socială care este în zonă. Deci politica noastră socială presupune că oriunde am fi pe globul pământesc, fiindcă suntem aproape în toate punctele din globul pământesc, peste 70.000 de angajați, noi investim în tineri, în zonă. Respectiv, suntem prima companie din Republica Moldova care a implementat învățământul profesional tehnic dual din anul 2014 și la momentul de față, din acești 4.000 de angajați, 130 sunt tineri cu vârsta de la 15-16 ani care își fac studiile în cadrul companiei. Și din punctul meu de vedere, această modalitate care noi am ales-o este foarte de succes, fiindcă tinerii sunt zilnic în cadrul companiei. Deci ei zilnic sunt pe teritoriul întreprinderii, zilnic se salută, petrec timpul împreună cu angajații companiei,
Regulamentul intern este identic pentru elevi și pentru angajați, deci ei se simt o parte a companiei. Le este cu mult mai ușor, după 2 ani de instruire, să se integreze în realitatea companiei, fiindcă știm foarte bine că realitatea agentului economic este diferită de ceea ce care este în instituțiile de învățământ. Respectiv, dacă ne întrebați care sunt acele capacități, acele caracteristici pe care noi ni le dorim de la absolvenți, de la tineri, pe lângă la acele cunoștințe tehnice de profesie pe care ele dobândesc la instituție, mai avem nevoie totuși de această parte de comunicare eficientă, de gândire inovațională, gândire critică, rezolvarea problemelor, pozitivism, flexibilitate, deci mai multe aspecte sociale care sunt extrem de importante. În cadrul acestor proiecte pe care le avem cu instituțiile de învățământ profesional tehnic, deci noi de fapt avem și la Bălți, în partea de nord, cooperăm cu școala profesională numărul 5, și la Cahul, în partea de sud, cu școala profesională numărul 1 și numărul 2, deci noi pregătim acești tineri și am avut cazuri diferite. Deci sunt tineri diferiți, vin din diferite familii, diferite nivele de socializare și scopul nostru este, de, în primul rând, de a-i forma pe ei, de a-i educa pe lângă la acele aspecte profesionale, fiindcă aspectele profesionale ele vor veni începând cu experiența lor pe care o vor dobândi în timpul practicii sau stagiilor de practică sau cum în cazul nostru ei fiind zilnic în întreprindere, dar partea aceasta psihopedagogică totuși rămâne foarte importantă pentru noi, respectiv maestri instructori care sunt de fapt din cadrul companiei, ei totuși fac un accent foarte mare pe acest lucru, pe partea psihopedagogică și încercăm să formăm la acești tineri toate aceste deprinderi necesare care vor fi de folos odată ce vor păși pragul și se vor angaja oficial după studii. Deci în jur de 60% din acești tineri pe care noi instruim, ei se angajează. Asta ar însemna că ei totuși sunt gata și sunt formați necesar pentru a fi angajați. Și îmi pare bine că există astfel de companii și noi suntem, din partea noastră, ca agent economic, noi suntem gata să folosim acele instrumente care sunt puse la dispoziție în cadrul acestui proiect pentru a le implementa, fiindcă de a avea anumite lucruri este una, dar de a le implementa în Republica Moldova, realitatea arată că este mai dificil. Și este foarte important ca și structurile de stat, totuși, să fie sesizate la acest capitol și să avem succes toți împreună. Ce să vă spun? Să fie acest pas doar inițial și să avem un succes la care noi tindem. Mersi mult! Vă mulțumim, domnule Băbulici, pentru aceste informații. Este extrem de important, inclusiv pentru tinerii care planifică să se angajeze, poate unii dintre ei la Draxelmeier, sau cei care sunt aici, sau cei care ne urmăresc în aceste clipe online. În continuare, vă invit să privim o piesă de teatru social pregătită de către educatorii de la Egal la Egal. Și în piesă este abordat problema hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ. Până când tinerii se pregătesc, vreau să vă spun că potrivit studiului, privind cunoștințele, atitudinile și percepțiile tinerilor față de sănătate și pregătirea lor pentru viață, în medie 20% dintre respondenți au raportat că au fost supuși cel puțin unei forme de abuz sexual pe parcursul ultimului an. Această cifră este îngrijorătoare și acest lucru va fi ilustrat în cadrul piesei de teatru social pe care o vom urmări în următoarele clipe. Thank you.
un site realizat pentru acasă, un proiect cu tematica emoțiile. Peste o săptămână. Bună ziua! Bună ziua! Luați loc! Ați deschis manualele la pagina 32 și exersați asupra itemelor 1-3. Alina! Da? Vino la mine să-mi prezinți proiectul. Persoanele neutre. Și Diana. Deci este părerea voastră? Este părere corectă? Cum v-ați simțit? Ce părere aveți? Cum s-a părut? Că trebuie să vă fac să nu stau pasiv. Dar, indiferent în ce instituție sau situație mă aflu, ca o persoană care vede această situație, trebuie să fac ceva ca să-l schimb lucrurile. Ați dorit cumva să vă implicați, da? Alte păieri? La ei. În viața de zi cu zi, la școală, în stradă, ați întâlnit asemenea situații, ați auzit, ați făcut parte, poate? Da. Cum credeți? Care sunt soluțiile? Ce putem să facem în asemenea situații? La cine ne putem adresa? E bine, nu fugi acasă, probabil, acum, dar este, întâi de toate, diriginta, este administrația instituției de învățământ, unde putem să mergem. Sunt colegii care trebuie să reacționeze ceea ce aici cumva a fost așa. Eu cred că fiecare dintre noi, de-a lungul timpului, ne-am confruntat cu astfel de situații și n-am acordat tare multă atenție. Doar în momentul în care ți se spune că este o piesă socială de teatru, care vizează acest subiect, atunci înțelegi și acorzi atenție mai bine. Dar da, întâi la dirigintă, după aia administrația școlii, părinți, organe competente, psiholog. Dar dacă situația care a fost prezentată
Deci, situația este prezentată în noi instituții de învățământ și dacă o luăm la general, modul sănătății de viață, obiectul, psihologie, decizii pentru mod sănătății de viață, vă dau și un indiciu, la cine ne putem alesa? Profesor, pe de cine? Profesorul ăsta nu este profesor de psihologie. Ar fi straniu să adresez că el te agresează. Este și unitate de psiholog în instituție. Care de obicei coincide cu cea de profesor. Haideți să facem concluziile. În principiu este clar, dar nu o să provocăm atât de mult publicul. Dacă erau concluzii ceva aici sau dacă aveți soluțiile, cum ar trebui să reacționăm în asemenea situație? Deci, soluțiile au fost toate expuse. Vă mulțumim și chiar să rugăm să salutăm echipa. Vă mulțumim tare mult pentru această piesă de teatru. Eu cred că a ilustrat perfect situația în multe instituții de învățământ din Republica Moldova și nu doar, și e important să știm să acordăm atenția potrivită unor asemenea situații. Mulțumim educatorilor de la Egal la Egal. Rețeaua educatorilor de la Egal la Egal a fost creată în premieră în învățământul profesional tehnic. Partenerul proiectului în acest sens este organizația Third Home Moldova, pentru care le mulțumim. Deci, noi vă mulțumim tare mult pentru că ați venit la evenimentul nostru de astăzi și că ați fost activi, implicați. Vă reamintesc că astăzi a avut loc lansarea campaniei de comunicare Eu sunt influencerul vieții mele, fac alegeri sănătoase. Eu sper tare mult și sunt sigur că și dumneavoastră sperați că aceste subiecte vor fi abordate cât mai des, că vom avea asemenea proiecte desfășurate periodic în Republica Moldova. Sunt, acum, cu siguranță, sunt mai multe în desfășurare. Vă mulțumim instituțiilor implicate, partenerilor de dezvoltare și celor care au susținut financiar această campanie. Vă mulțumim și evenimentul i-a sfârșit aici, dar urmează un tur al școlii și vizitarea clasei prietenoase tinerilor, așa că vă invităm să mergeți împreună cu doamna director Valentina Sandul. Să aveți o zi cât mai frumoasă și fiți responsabili. Da, dacă vreți să facem poze de grup, aici avem inclusiv chestii special pregătite, așa că întâi facem poze de grup, după care mergem organizat să facem turul școlii. Vă mulțumim! Am găsit mașina timpului, tu-ți închipui? Ce să fac cu ea acum? Abia achipui, mă întorc în timp, devin adolescent peste noapte. 15 ani 1997, să-mi schimb la engleză nota în catalog? Să compun eu, poate vara nu dorm, privatizări, imobile, acum cunosc trucul. Poate fac cumva și creez eu Facebook-ul. Nu, mai bine jurul meu adun amici. Fiecare am greșit, n-a fost cine să ne explice. Nu vor să mă creadă că-s venit din viitor. Nu mă credeți bine, eu vreau să vin în ajutor.